Lena e cu ochii în zare și zâmbește spre soare, nu oprește nimic. Crește într-un mic paradis și trăiește un vis cu un pur sânge amic. Lena poate chiar zbura atunci când se așează în șa. Lena râde și gonește cu toți caii, ea vorbește, pentru ea totul e normal. Viața sa e frumoasă, bună, cu amici împreună, totul este fenomenal. Ferma Lenei. Răpirea. Defilarea începe într-o oră. Ce tot faci? Hm? Toți gardienii sunt ocupați. N-au altceva de făcut decât să meargă după tine? Îl trimit pe Emir, dar este pentru ultima dată. Emir, după ce vin taurii, iei mașina și o aduci pe Samantha. Sila, încă puțin și Angelo? Gata. Sila, da. Trebuie să fie impecabilă. E o onoare să participăm la concursul de mânare a taurilor. Vei face față. Și eu votez pentru Angelo. Ești cel mai bun, îi vei uimi. Lena și Hugo n-au sosit încă? Ajung imediat. Angelo al nostru va mâna tauri prin oraș. Wow! Lena n-ar rata așa ceva. Ce tot face? Hugo, unde ești? Vom întârzia. Mi s-a spart o roată. Roată spartă? O, las o baltă. Merg cu Mistral, ne vedem la târg, bine? Ei, nu, stai, sunt aproape de fermă. Am un spray antipană printre lucrurile mele. Îl poți lua? Vin acum. Am o întâlnire cu o fată drăguță. Mă fac frumos, mă aranjez, iau bascheții noi, iar tu te spargi, sincer exagerez. Uite, am ajuns. Nu v-ați grăbit deloc. Am întârziat enorm. Vă amintesc că sunt vedeta defilării. Cine e asta? Stai liniștit, mă ocup eu de ea. Ce cu mașina asta? Credeți că o să urcă nepava asta? Vine o mașină și pentru dumneavoastră noi transportăm doar cai. Ah, și mai bine. Stați puțin, vă cunosc. Sunteți grăjdari la concursul regional. Ce-i povestea asta? Nu lucrați pentru paradă? Ba da, ne-au angajat pentru serbare. Serios? O clipă, să-l sun pe tata. Hugo consideră că asta e ordine? Ce animal magnific! Gaspar, ascultă-mă, calul valorează o avere. Da, dar va trebui să-l prindem. Hai! Hei! Cine sunteți? Ce vreți? Planul tău e super, Raul. Vor fi toți la serbare. Ce se aude? Domnișoară, nu se poate. Cine sunteți? Ce vreți? Dați-ne drumul imediat. Ce ne facem cu fetele astea? Mistral, nu! Nu te apropia, pleacă! Vrei să fii cu scumpa ta călăreață? Atunci vino! Unde sunt Lena și Hugo? Nu știu, trebuia să fie ajuns. Minule!
Ah, nu mai simt picioarele. A? Ce e asta? Era Mistral. Lena! Lena! Bună ziua, ați sunat la Lena. Nu sunt disponibilă. Anaïs, se întâmplă ceva ciudat la fermă. Cred că Mistral a fost răpit, iar Lena a dispărut. Cum? Nu aud! Te sun mai târziu. Hai, uriașule, bagă viteză să ajungem din urmă Duba. E cântecul gardianului din Camarg. Cântul lui e cântul iubirii. Bravo, Angelo. Datorită ție, parada a ieșit perfect. Pentru cursă primești tridentul. Ia-l. Îl meriți. Mulțumesc, tată. Ușor, regliz. Ați sunat la Yuko. Lăsați un mesaj. Sunt Anaïs. Unde sunteți? Sună-mă. Ce se întâmplă? M-a sunat Yuko. Mistral a fost dus cu o dubă și Lena a dispărut. Acum nu răspunde nici Lena, nici Yuko. Sunt îngrijorată. Să mergem la fermă. Nu pot abandona echipa. Proba următoare eu o conduc. Dar dacă Lena și Yuko lipsesc, cu siguranță se întâmplă ceva grav. Bine, îl voi anunța pe tata. Tatăl tău nu e aici. Nici domnul Cavaletti. Samantha, liniștește-te, sperii caii. Trebuie liniștiți, altfel se vor răni. Gata, s-a terminat. Ce ușor te-ai lăsat păcălită. Din cauza ta voi rata defilarea și rochia mi-e distrusă. Am fost răpite cu caii noștri, iar tu te gândești la rochie? Incredibil. E o nebunie. Treaba noastră e să furăm caii. Răpire de copii, știi ce înseamnă asta? Vrei să sfârșești la închisoare? Liniștește-te, Raul. Fetele ne-au văzut furând caii. Nu e bine pentru ele. Nu e vorba de răpire? Fie stau cu minți și le aruncăm în pustiu înainte de a trece frontiera, fie ne încurcă... Yuko! Hai, Yuko! Hai, mișcă-te, scoate-ne de aici! Samantha? Ai auzit și tu? Da! Yuko, fii atent! Dă-te mai încolo și eu am dreptul să văd. Salut, fetelor! Aveți nevoie de o mână de ajutor? Yuko! Avem un clovn agățat în spate. Hai, Superman, treci în mașină. Ești bine, Yuko? Ce cascadorie ai făcut? Da, ai fost tare, în genul discret. Privește! Oare ce s-a întâmplat? Hai, Sila! Lena! Yuko! Mistral! Regliz! Josephine! Josephine, măcar tu ești aici. Păcat că nu ne poți spune ce s-a întâmplat. Mistral a plecat într-o dubă? Asta spunea? Nu pot da de ei. Tot intră mesageria. E Regliz. Se pare că Yuko își lasă baltă toate animalele. Nu trebuia să luăm copii. Trebuia să luăm doar cai. Caii nu au telefon și nu ne trimit la închisoare. Ia uite ce fac cu telefoanele. Hei, ne-au aruncat telefoanele. Oh, nu! Smartphone-ul meu.
gașcă de barbari. E, asta îmi dă o idee. Mai am puțin și... Hugo, nu te mai mișca, o să cad. Și Angelo ne caută cu siguranță. Să-i ajutăm lăsându-le indicii, ca Tom de gețel. Și hop! Am reușit! Adio, bascheții mei nou-nouți. Îmi pare foarte rău, dar nu v-am găsit fica. Încerc să dau de ea, dar refuză să răspundă. E bosul umflată pe undeva. Mă va scoate din sărite de tot. Domnule Cavaletti, întârziem la cursă. Să plecăm. Nu am timp să mă ocup de mofturile ei. Cu atât mai rău pentru ea. Unde a plecat Angelo? A plecat în grabă cu prietena lui. A plecat? Incredibil ce zi. Și contam pe el la cursă. Dacă Angelo lipsește, s-a întâmplat ceva foarte grav. Până una alta suntem pierduți. Nu câștigăm cursa cu un gardian lipsă. Angelo ar face bine să aibă o scuză bună. Hai, răspunde, răspunde! Anaïs, stai! Ce este? Sun, te rog, din nou la Hugo. De aceea nu răspundeau. Suntem pe drumul cel bun, continuăm. Adio, tricouașul meu! Nu voi uita seara petrecută împreună. Va trebui să contribuiți și voi, fetelor. Sau vreți să rămân fără pantaloni? Fii pe pace, Reglis. Îl găsim în curând pe Hugo. Hei! Un basket de-al lui Hugo, nu e prea bine. Îi anunț pe părinții Lenei și al lui Hugo. În sfârșit liberă, să lăsăm baltă planul vostru și trecem la lucruri serioase. Amanta, stai! Sunt înarmați! Dacă evadăm în câmp, n-avem nicio șansă. Să așteptăm să treacă prin mlaștină, acolo ne putem ascunde. Lena are dreptate, să așteptăm. Și la ce am semănat pe drum, ajutoarele ne vor găsi curând, e sigur. Vreți să mucegăiți aici? Treaba voastră, eu nu mai stau aici. Ia! Hai, bonbon! N-avem încotro, trebuie să plecăm. Copiii răi au reușit să se dezlege. Hei, ușurel, Mistral, Hugo e cel care a urcat cu mine. Chiar cred că îi lăsăm să scape fără să facem nimic? Samantha! Samantha! Nu putem rămâne aici. Să nu abandonăm pe Samantha! Samantha, ai pățit ceva? Ce faceți aici? Parcă fugiserăți. Nu te puteam lăsa baltă. Așa trebuia să faceți. Eu asta făceam în locul vostru. Nu prea cred. Hei, ce faceți? Nu, stați! Cu doza asta de tranquilizant va fi mai puțin mândru. Am și pentru voi dacă nu stați cu minți, ați înțeles? Haide, toată lumea în dubă. Gluma a durat destul. Se pare că Hugo se crede degețel. Dacă va continua, îl vom găsi în chiloți. Data viitoare, ascultă-ne înainte să faci prostii. Bine, gata, am greșit. Îmi pare rău, n-o să-mi cer iertare în genunchi. De ce nu? Ți-ar prinde bine să cobori iar pe Terra, doamnă ducesă. Ce vină am dacă nu mi-ajungeți nici până la gleznă? Excelent! Treaba asta e foarte constructivă. Ce facem acum? Anaïs și Angelo sunt îngrijorați. Să mai lăsăm indicii. Ei bine, uite, contribuția mea. Ar trebui să îi încetinim. S-ar putea să am un plan. Doar dacă sunteți de acord, desigur. Dă-i drumul. Când se oprește mașina, spargem un pneu. Va dura până vom pleca, iar între timp, caii își vor reveni. De ce nu? Merită să încercăm. Întâi trebuie să oprească. Îi oprim noi. Prietenului nostru e bine! Opriți-vă! Incredibil! Opriți-vă! Ce mai e acum? Oprește! Vă rugăm! Hei! Opriți-vă! Hei! Prietenului nostru e rău! Gândim la fel? Cred că da. Repede, sunt aici!
Nu se poate. Hai, coborâți! Schimbă roata rapid până îi leg pe ei printre ruine. Așa, până vă găsește careva, noi vom fi departe. Vă sfătuiesc să ne dezlegați pe dată și să ne dați caii sau veți regreta. Habar n-aveți cine este tata. Ce frică îmi e! Acolo unde mergem, tatăl tău e un nimeni. După ce trecem frontiera, căluțul tău va fi vândut pe bani mulți. Îi cunosc pe tipii ăștia. Au fost grăjdari la concursul complet. E clar că așa reperează caii. Dacă Mistral și Bonbon ajung în străinătate, nu-i mai găsim în veci. Trebuie să ne eliberăm. Dacă ne sincronizăm și tragem cu forță, poate cedează belciugul. Bine, hai! 1, 2, 3! Salut, cum sunteți? Angelo, Anais, ați dat alarma? Da, da, nu vă îngrijorați. Ea ce caută aici? Dă-mi telefonul tău să-l sun pe tata. Regret, aici nu avem semnal. Ce glumă! Bine, gata, ți-am recuperat telefonul. Hai, ține și nu vorbi 3 ore. Tricoul meu, bascheții mei, telefonul meu, Anais, te iubesc. Repede, caii sunt în spate. Poftim? Unde sunteți? Stați acolo, vin imediat. Ce s-a întâmplat? Fica mea și Lea au fost răpite de hoții de cai. Angelo și Anais i-au găsit. Sunt la cabana gardianului. Hai, să pornim! Damien, conduci defilarea finală. Oh! O șterg către fluviu. Fluviu? Nu este pod decât după 10 kilometri. Există un bac vechi aproape scos din uz. Foarte practic să traversăm discret. O putem tăia prin pădure și așteptăm la bac ascunși. Ești sigură de asta, Samantha? Ai încredere în mine de data asta. Ce facem? Jandarmii vor ajunge aici imediat. Dacă hoții traversează până ajung ei, nu e sigur că îi mai prind. Și atunci, adio, cai. Trebuie să recuperăm caii înainte să ajungă dincolo. Facem o diversiune. Eu și Lea urcăm tiptil pe bac. Alo? Hei, domnilor! Îmi caut câinele, un buldog englezesc. L-ați văzut cumva? N-am văzut niciun câine pe aici. Bine, nicio problemă. O fi trecut pe altă parte. Îl vom căuta mai jos. Mulțumesc oricum. La revedere! Să aveți o seară bună! O seară bună? Nu ți se pare că e ciudat? Dezleagă mai bine parâmele, am pierdut destul timp. Încetişor, Mistral. Sunt aici. Hai, n-avem timp de pierdut. Hei, opriți-vă! Lena! Samantha! Vin, fetelor! Nu! Aici curentul e foarte puternic. Caii pot înnota, dar oamenii nu. Ajutor! Mistral, ne întoarcem! Ajutor! Samantha, ia-mă de mână! Ura! Calul ăsta l-am fi vândut pe o avere. Poate că nu vom avea cai, dar nici ei nu vor pune mâna pe noi. Îndreaptă înspre voi, sunteți pregătiți? Suntem înconjurați din toate părțile. Totul e din vina ta. Acum nu ne vor mai scăpa. Le ieșim în întâmpinare. Traficanții ăștia de cai erau de o vreme în zonă. Datorită vouă, asta va fi ultima lor lovitură. Ce ne-ați mai speriat? Mulțumesc. Mi-ați salvat viața. Tu și Mistral. Ai fi făcut același lucru pentru mine. Da, aș fi făcut același lucru.
Aproape că am fi putut fi prietene într-o altă viață. Dacă n-ai mai câștigat atâta cu calul tău nărăvaș, poate ar fi fost posibil. Și dacă tu n-ai fi așa o pacoste? Tată! Tată! Angelo! Angelo m-a încurcat la curse, dar mă rog, îl iert. Vă mulțumesc, mi-ați salvat-o pe Samantha. Fără ajutorul vostru nu mai găseam cai. Cum? Dar asta e datorită mie, tată. Ei n-au niciun merit. Periclitându-mi viața. Altfel, adio, Mistral și Bonbon. Samantha, tot Samantha rămâne. Ah, ce zi! Diseară, morcov la discreție pentru căluți. Iar pentru noi, odihnă la discreție. Superman e într-adevăr super obosit. Dar tu, Lena, nu ești prea obosită? Ai putea merge acasă să te odihnești? Avem noi grijă de Mistral. Nu, stau cu el în seara asta. Le-am cerut voie părinților. Nu vreau să-l părăsesc. Mi-a fost frică că-l voi pierde. Mie mi-a fost frică să nu te pierd pe tine când ai sărit în Ron. Rămân aici. Diseară rămânem toți aici. Dar gata cu emoțiile. Hei, Hugo, vino să ne ajuți. Vei dormi mai târziu. Nu tulburați odihna supereroului. Au dublat în limba română Anca Signirean, Ioana Dagău, Sorin Ionescu, Alina Leonte, Răzvan Vicoveanu, Richard Balint, Carina Chereji, Florian Silaghi, Alexandru Rusu. Traducerea și adaptarea Bogdan Piticariu. Regia Ion Ruscuț. Dublajul a fost realizat de studiourile BTI. Atunci când se așează în șa, Lena râde și gonește cu toți caii, ea vorbește. Pentru ea totul e normal. Viața sa e frumoasă, bună.